Aici a fost biroul domnului Sălăvăstru Ioan. Iar aici birourile de contabilitate. Doar atât a mai rămas. Aici și-a desfășurat activitatea SC Conflex Company în această sală. Au lucrat circa 700-800 de persoane la SC Conflex Company. Cei care au distrus totuși s-au gândit la un singur lucru. Ultimul lucru bun care a mai rămas nedistrus este această fântână. Probabil s-au temut de judecata de apoi. Aici a fost remiza, unde pe timpul filaturii erau depozitate mașinile de la serviciul de pompieri. Aici a fost uscătorul de material lemnos al societății SC Mobisal. Acum am intrat în sala de montaj, unde erau ansamblate mobilierul și ceea ce a exportat domnul Sălăvăstru în străinătate și chiar în țară.
Dacă aici cândva a fost mândria județului, filatura de bumbac Flămânzi, acum a rămas doar o ruină. Doi copii încă mai caută fier vechi. Greu de spus că vor mai găsi ceva. Aici era depozitat materialul lemnos. Iar în clădirea alăturată se afla gaterul care pregătea materialul. Priviți și vă minunați, domnilor guvernanți, care ați condus această țară de la Revoluție și până în prezent.